Uluitorul caz de la Rădăuți este și o poveste despre disperare, disperarea unei mame care ani de zile a încercat să convingă autoritățile să-i caute copiii. Femeia povestește că n-a putut face nimic să se opună puterii malefice pe care Vasile Lavric o avea asupra fetelor ei. Sergiu Cora este în casa în care au locuit surorile dispărute. Sergiu, bună seara! Vom afla vreodată ce s-a întâmplat cu ele? Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Cornelia Ordache, mama celor trei fete care par să le fi înghițit pământul, e un om la capătul puterilor. Nu mai speră și nu mai crede în nimic. E de înțeles. Acum nu mai are nici măcar o fotografie cu fetele ei. Toate au fost luate de anchetatori. Tot ce a rămas sunt amintirile. Amintiri într-o casă modestă, într-o casă de oameni simpli, într-o casă totuși în care s-au născut și au crescut 11 copii. Poate vă întrebați la fel cum am întrebat și eu, de ce femeia n-a făcut nimic înainte ca fetele ei să dispară? De ce le-a lăsat una după alta să fie cumva legate de cel care astăzi este acuzat de omor? Ei bine, fetele au fost practic vrăjite de Vasile Lavric. Nici măcar nu-i vorbeau mamei lor în perioada în care era în preajma lui. Când au început să apară problemele, când au început să apară amenințările, fetele și mama lor n-au fost nici măcar ajutate de autorități. Nu numai că n-au fost ascultate, dar, spun ele, au fost îmbrâncite și înjurate de polițiști. Sunteți om cu bani? Sunt un om normal, comod. Adică de pe azi fiu mâine, cum s-a spune, la zilele noastre. Eu din criminal nu l-am scos în prima dată. După ce a plecat Nicoleta, eu am plâns ca un copil mic. După Nicoleta, exact la o săptămână, a dus-o acasă pe Ramona. La el acasă, acolo. Ea își caută trei fiice, trei femei care ar fi fost soții și amante pentru el, Vasile Lavric. Omul bănuit că le-a făcut felul. Are antecedente sexuale. Deci nu poți să negi că n-a avut legătură cu femeile. Ideea a fost următoare. Cum să scap de o persoană care începe să mă deranjeze, că nu-i convine să zicem faptul că am început să am relații cu alta. Specialiștii au încercat să-i facă profilul. Dacă s-ar dovedi a fi vinovat, Lavric ar fi chiar mai rău decât Râmaru. Nu are nicio legătură cu Râmarul nostru, pentru faptul că celălalt e un sadic și e un obsedat sexual. E un caz complicat, atât de vechi încât probele se strâng greu și pleacă de la un martor cheie, soacra lui Lavric. Nicoleta! Vai, Nicoleta, ce o să pățești tu, ce o să-ți fac eu ție, Nicoleta, n-aș vrea să fiu în pielea ta. În microbuzul lui Vasile Lavric și-a văzut de fiecare dată pentru ultima oară fiicele. Iuliana, Nicoleta și Ramona ar fi existat și martori. Vasile? Era cu fata cea mica Matale în cimitir, o scrie, 2 ore și jumătate, îmi lua cu buzul așa. Cred că avea cadavre ceva ca să-l bage pe undeva. O vreme, procurorii din Suceava ar fi bănuit că surorile s-ar fi ucis una pe alta după ce au descoperit că împart același bărbat. Dar ipoteza n-a fost susținută cu probe, iar Vasile Lavric spunea tuturor că femeile trăiesc. Au fost și momente când Vasile Lavric a avut ezitări despre aspecte din viață care ar fi trebuit să fie clare. Am întreținut 4 copii minori. Păi și Vasile calcuie. De Vasile că am uitat. Sunt suspiciuni și la acest capitol. Sunt voci care spun că a fost tată și pentru copilul uneia dintre fetele sale. Însă doar ancheta va stabili clar misterul despre copiii și femeile din viața lui Vasile Lavric. Ce ziceam, încredere, că tot și s-a întâmplat am 9 ani, o fost în săptămâna mare.